Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru Proteasa, aduce vești bune pentru cei care tranzitează drumul ce face legătura între Comuna Moșnița Nouă și Comuna Bucovăț. Un tronson din DJ 595D, care necesita reparații frecvente, a fost supus unei lucrări ample de refacere prin reciclare, rezultând un drum nou, sigur și confortabil. De asemenea, se va pune un covor asfaltic nou pe intravilanul localității Moșnița Veche. Tronsonul de la intrarea în localitate dinspre Bucovăț până la intersecția cu strada Bistrei va fi asfaltat imediat după sărbătorile pascale. Tronsonul de la strada Bistrei, care traversează localitățile Moșnița Veche, Moșnița Nouă și Urseni, intersectând centura și având ca punct final giroc, este cuprins într-un amplu proiect de modernizare. Proiectul include sensuri giratorii, piste de biciclete și iluminat stradal. În prezențe elaborează și se avizează studiul de fezabilitate.